Salutare, eu sunt Andrei de la Ikimarts Academy, iar în acest tutorial îți voi arăta în 5 minute cum să poți dansezi pe muzică latino, mai exact pe melodii de bachata. Îți voi arăta un pas de bază și o piruetă care pot fi dansate atât separat cât și în pereche. Așa că avem 5 minute la dispoziție să-i dăm drumul. Haideți să începem. Prima oară pasul în lateral. Vă împăși cu piciorul drept și avem pas, lipim, pas. Acum piciorul stâng, când se apropie de piciorul drept, punctează aici. Punem vârful, ok? Dacă mergem acum în direcția opusă, avem 1, 2, 3, bat, putem să-i spunem, sau apropiem, sau punctez, ok? Încă o dată, avem 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez și tari, rari, ram, punctez, 1, 2, 3, punctez. Bineînțeles, atunci când punctez, ar trebui și șoldul să se ridice puțin, aceasta este o mișcare specifică de bachata. Adică, o să stau și din profil, eu când punctez, da, dacă duc un picior pas și șoldul se ridică în acel moment. Dar deocamdată, dacă ești la început, nu este neapărat necesar, ci cel mai important să înțelegi ritmul și apoi să reușești să execuți pasul. Dacă facem în pereche, avem ori această poziție care este deschisă, ori această poziție împreună care este închisă, ok? Mergem în lateral, să mergem spre stânga de data asta. 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez și 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez. Și ultimul lucru pe care vreau să-l mai facem este o piruetă, pentru că piruetele la latino sunt super importante. Am vrea să-ți arătăm și ție cum poți realiza acest lucru. Dacă avem brațele aici, cel mai ușor este să facem o piruetă prin exterior când fata merge spre stânga, da? Adică aici. Acum, dacă eu fac pasul normal și ea face piruietă, ar fi 1, 2, 3, lipesc și revin normal. Adică 1, 2, 3, lipesc și revin la normal. Iar, bineînțeles, băiatul, dacă își dorește să facă o piruietă, o va face și el când merge spre stânga, exact ca fata. Adică, din poziția lipită, mergem spre direcția respectivă, din 3 mișcări facem pirueta. 1, 2, 3, iar acum lipim picioarele. Haideți să încercăm o dată, doar băieții. Suntem în poziția neutră, băieții fac pirueta, fata face simplu. 1, 2, 3, lipesc și revenim în mod normal. Acum, haideți o dată să încercăm mișcările acestea, să le punem pe muzică și vom face așa. De două ori pasul simplu, de două ori pirueta fata și de două ori pirueta băiatul. DJ, muzica! Iarăși fac. Și acum băiatul. Băiatul din nou. Și cu siguranță vei putea să faci aceste mișcări la următoarele petreceri la care te duci atunci când auzi muzică latino, în special muzică de bachata. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Eu am fost Andrei de la Ikimarts Academy. Dacă vrei să ne vedem și live, o putem face în Iași. Lasă-ne un mesaj mai jos sau pe Facebook, Ikimarts Academy. Și până atunci, nu uita să ne lași un comentariu, să-ți spui părerea ta, un like și neapărat abonează-te pentru mai multe tutoriale inspiraționale de dans.